Bună, dragii mei! Bine vă regăsesc la un nou clip, de această dată mult așteptatul tur al casei. Noi ne-am mutat acum vreo lună. Am vorbit în primul clip pe care l-am filmat de aici că urmează un video dedicat turul casei. Acesta este. Să începem! Bun, deci când intrăm, aceasta e ceea ce vedem. Da, dar eu o să mă întorc și o să vorbesc întâi despre ușă, dar și despre ușile toate din această locuință, pentru că toate ușile, deci aceasta de la intrare plus restul de la dormitoare și băile, veți vedea, sunt cele care erau deja în acest apartament și le-am recondiționat. Vreau să vă spun că sunt super fericită de cum a ieșit această ușă de la intrare. Îmi place și nuanța pe care am ales-o. Îmi place combinația asta de argintiu și antracitul vopselei, culoarea, nu antracitul vopselei, nuanța de antracit a vopselei. Da, am avut ceva emoții pentru că rămăseseră ca niște pete până s-a uscat. Zic, vai, poate nu a fost bine ce am ales, dar îmi place foarte mult și am primit și complimente, dacă puteți crede, pentru ușa noastră de la intrare. Da, ușile erau făcute, sunt făcute într-un lemn masiv și nu ne-am îndurat să le eliminăm și să cumpărăm altele, pentru că sunt de o calitate foarte bună și ar fi fost păcat. Acesta e un nu a venit la set, dar ambele sunt luate de la Ikea, băncuța și cuierașul. De asemenea, de la Ikea, acest corp mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, un antracit, mă credeți sau nu, am avut o slăbiciune pentru nuanța asta, nu a fost o chestie intenționată. Am comandat eu această comodă și abia mai târziu am aflat că Florin luase fix aceeași nuanță pentru ușă. Eu nici nu mai știam despre ce nuanță am vorbit, despre ușa de la intrare, ce nuanță aveam, în ce culoare aveam să o facem, și s-a nimerit perfect. Uitați-vă un pic, a fost pură coincidență. Deci când a venit piesa asta de mobilier, vopseaua asta era cumpărată deja, fără ca să intenționăm să existe o legătură între ele. A fost, cred că, strict faptul că mi-a plăcut foarte mult și m-am îndreptat către aceasta. Iar ceva asemănător la Ikea nu am văzut. Deci toate elementele erau așa, stilul modern, iar acesta mi se pare un clasic, așa, nu știu, când văd corpul ăsta, m-am senzația că a fost extraordinar de scump și din nu știu ce colecție și din nu știu ce magazin de antichități, dacă vreți. Și nu a fost, cred că, vreo 1700 de lei sau ce de acest gen. Apoi, acest corp, dulap, poate nu e chiar cel mai frumos pe care l-ați văzut vreodată, dar m-am bucurat că Ikea ne oferă posibilitatea de a ni le crea noi, da? Poate nu știți, dar puteți să vă creați voi, practic, dulapul cu compartimentarea dorită. E bine, eu, din totdeauna, mi-am dorit pentru hol să am rafturi simple la dulap, nu pantofar unde nu țin cap foarte bine tipurile de încălțăminte, mai ales cizmele. Deci nu am vrut pantofar, am vrut să fie rafturi și nu prea am găsit, și pe dimensiunea, vă dați seama, să intre perfect aici, să se potrivească. Ei bine, l-am făcut pe acesta pe comandă, pot spune, adică lucrezi tu de pe site. Bun, și oglindă, bineînțeles, să te vezi când ieși. Am vrut neapărat oglindă. Inițial am zis să punem aici, să luăm o oglindă, dar apoi când am aflat că putem să ne confecționăm singuri dulăpiorul și, bineînțeles, să optăm pentru oglindă, atunci am mers pe această variantă. Corpul de iluminat, nu-l vedeți voi foarte bine, este de la Dedeman. Majoritatea sunt de la Dedeman. Nu m-am... mi-a fost frică să risc cu Ikea, că zic, noi n-avem, noi locuim în Focșan, dacă nu știți, și venind de departe obiectele, zic, hai să nu mă complic cu corpul de iluminat de la Ikea. Și aparatul de aer condiționat. Noi până acum n-am avut aparat de aer condiționat pe unde am locuit. Apoi mai avem această comodă, tot din Ikea, cumpărată în proporție de, cred că, 99% produsele sunt de la Ikea, de la noi din casă.
Avem iconița. În clipul trecut ați văzut că am cumpărat această ramă. Intenționez să o pun pe perete în dormitor, dar încă nu am reușit. Mămăița mea care nu mai e printre noi. Aici am tot câteva iconițe, ulei sfânt, tot legate de biserică, să spun așa. Iar aceasta e o iconiță pe care mi-a oferit-o mama de mult. Eram prin școala generală, cred că mi-a plăcut enorm și o iubesc în continuare. Are și pietricele astea roz. E sfințită, bineînțeles, a stat pe la biserică, e sfințită, e suflată cu argint, dar s-a făcut urât așa în timp, da. O cutie de bijuterii, ați văzut-o într-un clip de cumpărături de la Chilipir și tot de acolo această veioză pe care o folosim pe post de lămpiță de veche, dacă vreți. N-am vrut să încarc prizele cu lămpițe și am optat pentru o veioză. I-am schimbat becul, e un bec mai mic decât ce ați văzut voi că am cumpărat în acel clip și tot mi se pare cam mare, parcă aș căuta unul și mai mic, dar e din acela decorativ, așa drăguț becul și nu prea reușim să găsim. Iar aceasta e o cutiuță de bijuterii pe care o iubesc. O am de mulți, mulți ani, de când eram mai micuță. Aici avem filtrul de aer. Am știut de când a fost vorba să ne mutăm. Am zis că vreau pentru noua locuință, vreau să am filtru de aer. Nu atât pentru că m-aș teme că trăim într-un mediu nociv și nu respirăm un aer curat, ci pentru a ne proteja de praf, am sperat eu, să nu se mai facă atât de mult praf. Nu văd nicio diferență, e extraordinar de mult praf, deci ne minunam și acum nu vă ascund înainte de a filma. Vă dați seama că am trecut un pic prin fiecare cameră și deși s-a făcut curat săptămâna asta, am făcut curat săptămâna asta, vă dați seama că nu puteam să las să treacă o săptămână fără curățenie. Nu știu, pufulez de ea pe jos, eu nu-mi explic de unde vine prăfăraia asta în condițiile în care sunt foarte strictă cu ferestre. De când avem filtrul, am zis că nu vreau să ținem ferestrele deschise foarte, foarte mult și foarte des și totuși ne umplem de praf. Deci acesta e motivul pentru care avem filtrul de aer. Aici este un dressing făcut pe comandă. Și am optat pentru a introduce tot aici mașina de spălat rufe ca să am mai mult spațiu în baie, să fac așa un pic și să și decorez. Da, acum n-am să cer scuze, nu am aranjat și interioarele pentru acest clipuleț. Iar corpurile de iluminat sunt, acesta e luat din Lidl, l-ați văzut într-un clip, iar acesta e doar micuț așa, pentru a avea mai multă lumină aici, e luat din Dedeman. Tocmai pentru că deschizi corpul ăsta și trebuie să ai lumină și aici în interior. Baia fetelor, super micuță și drăguță, la dublu bineînțeles, dulăpioarele, lavoarele și oglinzile. Iar aici baia mare, în nuanțe de verde. Îmi place foarte mult cum a ieșit baia. O iubesc, îmi place că am mai mult spațiu și mi-am căpus și mie un dulăpior așa alb. Coșul de rufe, l-ați văzut într-un clip anterior. Inclusiv perii de toaletă, mi-s urâte periile astea, dar știți voi, mai e nevoie și de ele. Da, mă bucur că avem acum tipul acesta de toaletă și s-a creat acest spațiu de display, dacă vreți, și pot să-mi pun și eu chestii. Mi-am dorit, vă spun sincer că mi-am dorit așa să pot pune și eu un odorizant, să pot expune, eu știu, ceva decorativ. Da, dulăpiorul nu suntem foarte încântați de el, e cam butucănos așa și în afară, poate îl vom schimba în timp, este cumpărat de la Lidl. Tot din Dedeman, că am vorbit mai devreme de Dedeman, e și această perdea pentru cadă, foarte utilă, nu mi-aș mai bate capul cu suport de la de sticlă, aveam, mă rog, sticlă, plastic, ce aveam în locuința cealaltă, se face urât imediat, nu doar dacă nu-l cureți, se umple de apă, dar și dacă l-ai curățat, tot rămân niște pete, este extraordinar de greu de curățat și nici nu e atât de frumos, nu? Deci, pedeuța asta super drăguță și cam atât pe aici.
Covorașele încă nu s-au îndreptat perfect, sunt cumpărate din Pepco. A, tot din Pepco, corpurile de iluminat, atât acesta cât și acesta. Dragii mei, nu știu cât de bine vedeți voi. Îmi plac atât de mult și nu mi-am imaginat că vor arăta atât de bine. Nu, de exemplu, nu mi-am imaginat că se vor crea aceste linii, vedeți? Ai senzația, eu cel puțin așa zic, că e un corp de iluminat scump, cumpărat de cine știe unde și v-am spus, e doar, ia să văd dacă închid așa, e doar o lustră, sau sunt, că sunt două lustre cumpărate din Pepco, dacă nu mă înșel, vreo 95 de lei a fost fiecare. Mi-a fost teamă, zic, wow, Pepco, cum o funcționați? Zic, să nu sară siguranța, să nu fie, eu știu, să nu funcționeze, dar funcționează extraordinar de bine și sunt superbe. V-am spus, îmi place că se creează liniile astea, așa n-aș fi zis, am luat cu mari emoții și am ezitat. Inițial am cumpărat-o pe aia verde, apoi cu mare teamă am luat-o și pe cealaltă bej. Așa, aici e camera fetelor. Totul la dublu, pentru că în cazul în care nu știți, am două fetițe și acest lucru se vede, e un pic de îngrămădeală. Avem aceste două șifoniere. Da, ele sunt două, unul și unul, e delimitat acolo la mijloc. Bineînțeles, două noptiere, două pătuțuri, roz drăguțe și două birouașe, iar birourile vin cu acele răftulețe. Fiecare birou vine cu câte unul. Scaunelele sunt tot din Ikea cumpărate, de fapt, toată mobila, birourile, paturile, noptierele, șifonierele, inclusiv niște cutii de astea de depozitare special pentru sub pat. Și aici era și este în continuare logia, da, acel balcon mai micuț. Bineînțeles că aici exista un geam, o ușă. Noi am renunțat la acestea pentru a crea mai mult spațiu și mă bucur foarte mult. E lumină, e foarte bine. Ne-am făcut griji să nu fie rece pentru că am renunțat la caloriferul aferent dormitorului care era aici și a rămas doar acest calorifer sub fereastră și ne-am temut să nu fie rece pe perioada iernii, dar nu e, cred că este una dintre cele mai călduroase camere, zone din casă. Am aici o comandă de la Sinsei, niște hăinuțe pentru fete, n-am mai desfăcut punga. Chiar acum să vă spun, este o casă locuită, da, o casă unde sunt și doi copii, am făcut un pic de ordine, sigur, da, că știam că urmează să filmez, dar să știți că nu este impecabil și așa perfecțiunea aia pe care o mai vedeți voi pe YouTube. Între timp s-a descărcat acumulatorul, spuneam că oricum la mine pe canal nu ați văzut și nici nu cred că veți vedea vreodată perfecțiune. Da. Să vorbim un pic despre birourile fetelor, pentru că a tot fost discuția, am primit și comentarii în sensul acesta, dar voi știți că atunci când filmam clipuri cu renovarea, cu etapele renovării, din când în când am mai postat de aici, am mai filmat câteva cadre, am spus că birourile fetelor vor fi poziționate aici. Avea cea mai mare logică, lumină naturală. Da, lumină naturală, căldurică, era perfect. Doar că nu ne-a permis, să spun așa, tot sistemul. Din multe puncte de vedere. Ca și suprafață, nu e suficientă pentru două birouri. Probabil ar fi fost o variantă să comandăm un birou. Apoi, nu mai puteam deschide ușile de la dressing-uri, pentru că gândiți-vă că cât de cât o adâncime trebuia să aibă, adică așa să vă faceți o idee, dacă ar fi fost un birou atât, e super îngust, cred că sunt vreo 30 de centimetri până la, de la calorifer până la dressing. Da? Deci, clar, mare lucru, copilul nu putea să facă, era ceva super îngust. Acum probabil veți spune de ușile de la dressing-uri. Noi am avut de-a lungul timpului foarte multe dulapuri cu sistem cu ușile culisante.
Era la modă, era cel mai recomandat, îți economisește spațiu, chestii, trestii. Mie mi s-a luat de sistemul acela. Pentru că zici că îți economisește spațiu pentru că tu nu tragi de ușă și nu scoți ușa în afară. Dar este extraordinar de supărător, în special când sunt suprafețe mai mari, dar până la urmă și la suprafețele mici e fix la fel de supărător, este faptul că tu practic blochezi o zonă. Da, e firesc. Dacă aici ar fi fost uși culisante, automat eu luam ușa asta, o dădeam în partea asta, încoa nu mai văd bine. Am vrut chestia asta să deschid ușa și să văd perfect ce e în interior. Da? Cu ocazia asta să vă arăt și dressing-urile care sunt făcute pe comandă, fix ca cel de pe holul mic pe care vi l-am arătat acolo. Bun, dar să spun că făceam o concesie și cu asta și puneam uși culisante tocmai pentru a încăpea birourile fetelor. Dar în final, un lucru iar și cred că cel mai important este acela că, fiind fereastra, fetele nu puteau să pună prea multe lucruri pe birou. Vă dați seama că ar fi fost nivelul acesta. Nu mai spun de calculator și lucruri super voluminoase, dar chiar și așa, cărțile, seturile de pixuri, vă dați seama, permanent trăgând de fereastră. Deci asta că m-ați întrebat foarte mult și toată lumea cu chestia cu lumina naturală. Lumina naturală a fost primul lucru la care m-am gândit și primul lucru la care m-am gândit atunci când am decis ca să facem switch-ul acesta între camere, că în mod normal acesta este dormitorul mare. Da? Deci acesta era dormitorul mare, aici logia, deci totul închis, aici dormitorul mare al părinților, da? Și aici dormitorul mic. Doar că, după cum vedeți, dormitorul mic e foarte mic. Și indiferent cât ne-am gândit și ne-am sucit, fetele nu încă... Ah, cred că v-am lăsat pe întuneric, să zic așa. Scuze, hai să ridic un pic ISO. Da, o să ajungem imediat și la acest dormitor, deci e foarte, foarte mic. Și să continuăm aici cu dormitorul fetelor. Asta a fost cu birourile, pe parte de corpuri de iluminat. Mi-a plăcut foarte mult aplica aceasta pentru ele. E cumpărată din Dedeman. Nu cred că vedeți. Ia dacă reduc un pic. Are niște glitter, niște sclipici așa deasupra. Foarte. Mi se pare că se potrivește perfect într-o cameră de fetițe. Iar aceasta e o aplică identică cu cea pe care ați văzut-o aici pe holul mic. Pe holul mic sunt aceste două aplice cumpărate la un moment dat din Lidl. Astea sunt ușile, celelalte albe. Ia să vă arăt eu că acolo e o problemă cu geamul, trebuie întors. Trebuia pus cu partea asta mătuită și acolo e inversat. Da, acestea sunt ușile recondiționate și ele de la cele două băi și cele două dormitoare. Dar nu au ieșit grozavi, e rugoasă așa suprafața, parcă nici nu se curăță bine, în fine, mai lucrăm la ele, e un proces continuu cu toate camerele. Da, când te muți într-o casă, așa se întâmplă. Bun, și acum trecem la dormitorul mic. Ce am vrut eu să vă mai spun în legătură cu dormitorul fetelor e acela că, da, ar fi mai fost o variantă de compromis ca să câștigăm spațiu cu pat supraetajat, dar nu am vrut nici eu, nici Ami. Nu mă simt confortabil să doarmă copiii în pat supraetajat. Nici eu cred că nu m-aș simți confortabil, așa că iar e un lucru pe care nu l-am luat în calcul. Și plus alte aspecte, am vrut ca fiecare fetiță să aibă noptiera ei, pentru că știu cum e pentru o fată în special, să aibă spațiul său, să-și pună paharul cu apă, să-și pună cartea, să-și pună telefonul în zilele noastre, deși Ami nu are. Înțelegeți, intimitate, poate la un moment dat veioză, acum am zis că nu e cazul, dar poate că vom lua și câte o veioză. Okidok, am ajuns la dormitorul mic, care e dormitorul mare, da? Dormitorul părinților. De asemenea, o cameră pe care o iubesc, vă vorbeam și în primul clip pe care l-am filmat de aici. Are aspectul acesta vintage.
Mobila și accesoriile sunt în culori închise. Vă explicam eu că iubesc lumina, să fie mobila albă, mă rog, deschisă la culoare, să fie lumină, dar când e vorba de dormitor, aș vrea nuanțe închise și odihnitoare. Îmi place foarte mult patul ăsta și elegant, combinația negru și auriu. Și uitați-vă un pic la corpul de iluminat, la lustra aceasta, tot din Dedeman cumpărată, parcă zici că e la set cu patul. Da, iar o combinație de negru și auriu, dar e luată din Dedeman și nu are nicio treabă. Tot ce vedeți pe partea de mobilă este din Ikea și aici șifonierul. Este de asemenea un șifonier făcut pe comandă, da? Adică l-am creat noi pe site, exact cum am procedat și cu cel de pe hol, dar acesta este total diferit. Am vrut iarăși să avem și oglindă și e bine că ne-a permis așa, uitați-vă ce frumușelie, mie îmi place, chiar îmi place foarte mult acesta, așa pe mijloc, oglindă. Și de ce l-am făcut pe comandă? În primul rând că știți voi, trebuie să te încadrezi pe dimensiunea ta, adică am vrut să valorificăm la maximum spațiul acesta și nu găseam, uite, nu mai rețin acum să vă spun exact cât are acesta, dar știu că era o diferență de, pierdeam vreo 10 cm, adică era o dimensiune mai mică decât aveam noi suprafața disponibilă și apoi o dimensiune care depășea cu mult, cu vreo 10 cm peste ce aveam noi disponibil și atunci numai că depășeam, ajungeam către ușă. Și atunci l-am făcut pe comandă din acest motiv. Dar, cum am eu pitici pe creier, așa cum vă spuneam cu despre dulapul de pe hol, în care am știut că vreau rafturi simple, rafturi simple, în care să pun rândurile de încălțăminte ca să le putem rula, pentru că, da, mă știți, eu sunt cu fixurile, cu luate dintr-un capăt într-altul. Ei bine, pe parte de haine, am vrut neapărat bare de-astea, să am foarte multe bare de-astea și o suprafață foarte mare pentru haine, fiindcă, iar cu piticii de pe creier, cu știți voi cum, dacă mă urmăriți, ați aflat câte ceva despre mine. Toate hainele și la fel și la fete, toate hainele care nu sunt pentru stat prin casă, toate la noi stau pe umeraș și dacă sunt din alt sezon și hainele de vară, acum, în miez de iarnă, sunt tot pe umeraș, toate cu care ieșim în oraș. Singurele haine care stau în teanc sunt cele de casă, da? Cum sunt colanții și bluzele cu mânecă lungă din sezonul rece, respectiv pantalonașii scurți sau rochițe ce au fete și tricouri cu mânecă scurtă din sezonul cald. Eu nu sunt genul care să țină, de exemplu, puloverele. Uite, uitați cum este acesta, da? Eu îl țin pe umeraș și în miezul verii va fi tot pe umeraș. Așa funcționez eu și mă ajută să-mi țin hainele drepte și neboțite. Astfel că, după cum vă spuneam, aveam nevoie de mai multe bare și nu găseam, n-am reușit să găsesc fix cum voiam. Aici iarăși bare și așa de depozitare și m-am bucurat că am putut pune, scuze că vă zăpăcesc așa cu ISO ăsta, dar am putut pune și două sertare super, super ca lumea așa mari, da, în care îmi țin lucruri pe care, accesorii pe care nu le port acum, câteva lucrușoare pe care s-a întâmplat, eu știu să le am noi nepurtate, de exemplu am niște tricouri pentru la vară, tricouri noi, abia cumpărate. Da, și cam asta e cu acest dormitor. Perdeaua iar îmi place foarte mult pentru că este închisă la culoare, dar trece lumina prin ea perfect. Perdeaua este aceasta de la Ikea, iar draperia la fel. Draperiile, că sunt două, dar a fost un set de două bucăți, sunt de la Pepco. Le-ați văzut cred că în clipul, chiar în clipul anterior, cu achiziții recente. Setul de pat tot de la Ikea, ca și la fete de altfel, și acolo la pe loge ce ați văzut, perdeluța și draperia fetelor, tot de la Pepco sunt, le-ați văzut și pe ele în clipul anterior de achiziții recente, dar acestea au trebuit să fie scurtate cu mult, că ați văzut, sunt scurte, vin deasupra caloriferului.
bucătăria. Avem acest set de masă și 4 scaune cumpărat din JISC. Masa, să știți că se mărește cu mult. Cred că o placă încă de dimensiunea asta, o jumătate din ea încă pe atât se mai face. Am vrut neapărat televizor ca să nu mai stăm cu telefoane sau tablete pe aproape. În general, când suntem împreună, încercăm să socializăm, să vorbim între noi, nu deschidem neapărat televizorul, dar pe de altă parte, când gătesc, sunt dependentă de el. Ceasul, pe care de asemenea l-ați văzut într-un clip trecut, de la Kilipir e cumpărat. Frigiderul e cel vechi pe care îl avem de când s-a născut Sophie. Fix în acel an l-am cumpărat, deci are 10 ani. Ce să vă mai arăt? Perdeluța asta ați văzut-o și pe ea în clipul trecut de achiziții. Ea în mod normal vine, mai are niște accesorii și se așează așa frumos, știți, într-o parte, cum sunt perdelele de bucătărie, dar înțelegeți, am bloc în față, numai că eu vreau să am intimitate, nu să trag perdeaua, să o las așa. Aici am găsit sistemul ăsta pentru tocătoare și, deși înțeleg că nu e chiar pe placul oricui, nici al meu poate nu ar fi fost inițial, să știți că în momentul ăsta mă bucură foarte mult și mă ajută foarte mult sistemul ăsta. Mă bucur că ele stau și la us și se usucă. Eram un pic stresată să le pun așa tocătoarele în interior, oricât ai zice că s-a uscat, fiind lemn. Nu eram convins, așa că pentru moment funcționează. E un suport pe care l-aveam în casa cealaltă, am vrut să-l vindem, să-l aruncăm, să-l dau, apoi ne-am dat seama că oricum nu prea avem spațiu pentru pus tocătoarele și a rămas așa. Mobila și aragazul și hota, știți de ele, au mai apărut ele în clipurile trecute. Mobila e făcută pe comandă la o firmă de la noi din Focșani, e din lemn masiv, dar să știți că astea sunt cu plusuri și minusuri. Ok, e super că e lemn masiv, dar să știți că pe parte de detalii foarte mult mai bine arată MDF-ul și mare afacere, nu știu cât. Uitați cum se vede, de exemplu, acum, și nu are legătură cu apă, cu ceva, nu că am vărsat. Da, înțeleg că lemnul natural, da, se transformă ușor în timp. Asta e, mie dragă, și vom vedea ce se mai întâmplă. Cuptorul, plita și hota sunt cumpărate din Altex. Setul ăsta, care mi-e foarte drag, e luat din Kilipir. La un moment dat ați văzut în clip trecut, nu cred că mai intru acum în toate detaliile. Le-ați mai văzut pe astea, sunt luate din Sinsei, suportul de hârtie, suportul pentru detergentul de vase. Și corpurile de iluminat, super drăguțe și vintage, așa, se potrivesc de minune cu, cu bucătăria. Sunt cumpărate și ele din Dedeman, pentru că ne-am dus într-o zi în Dedeman, ca să înțelegeți, special să alegem toate corpurile de iluminat de care mai aveam nevoie în acel moment. Aveam deja cumpărate aplicile astea, cred, și cam atât. În rest, tot am cumpărat din Dedeman atunci. Și îmi place că sunt acum aceste becuri decorative. Haideți să închid, că poate vedeți mai bine așa. Știți, beculețele astea așa, și avem cam peste tot în casă din acestea. Da, cred că n-am omis nimic de aici. Ei, mă mai întrebați voi dacă mai aveți nedumeriri, neclarități sau curiozități. Și acum intrăm în living sau sufragerie, ultima cameră pe care o să vă prezint. Pentru că vă spun de pe acum, în spate este balconul, nu voi intra acolo, încă mai avem chestii depozitate plus și rufe pe sârmă. Balconul, ca să înțelegeți voi, ține exact cât ține livingul până aici. Aici, în partea aceasta a balconului, este centrala și cam atât. Și mai avem sârmele de rufe și nimic altceva. Nu avem vreun dulap, ceva, cel puțin deocamdată. Bun, în living avem canapeaua, care e super confortabilă și îmi place foarte mult, ne simțim super pe ea, dar se umple, fiind în culoarea asta așa, se umple de praf, de pufuleți, de trebuie mereu aspirată, curățată. Nu este extensibilă, dar e foarte, foarte generoasă ca spațiu. Pernuțele astea, pe care vă dați seama că le iubesc, da, cu modelele astea vintage, sunt luate fețele de pernă acum, anul trecut, cred că, din Waikiki. Mai avem
o măsuță care e măsoaie, e destul de mare. Până la urmă s-a dovedit utilă pe dimensiunea asta. Aici este, cum e, o grădină zen, așa parcă se numește, da? Pentru relaxare, cu grebla asta. Vă spun sincer că nu o pusesem abia astăzi, acum înainte de a filma, am desfăcut-o din ambalaj, m-au ajutat fetele, de fapt fetele mai mult s-au ocupat, dar deși nu am copii foarte mici, să știți că nu e child friendly, au făcut fetele numai nisip pe aici, deci nu știu cât o voi ține, sau cel puțin în varianta asta cu nisip, poate îi pun altceva acolo. Aceasta este o coroniță superbă pe care am cumpărat-o anul trecut la reducere de la Sinsay. Voi vedeți aici 23 de lei de la 40, dar eu le-am luat, de fapt, din propriu spus anul trecut. Am impresia că pe la începutul anului le-am cumpărat foarte multe articole la ofertă, adică super reduse după Crăciun, după anul nou. Și sigur am dat mult mai puțin de atât. Pe aceasta vreau să o pun în exteriorul apartamentului, e pe ușă. Și apropo, ați văzut-o sigur și pe aceasta, e cumpărată tot din Sinsay, tot anul trecut. Îmi place că e originală, nu prea aveți coronițe de astea așa în argintiu pentru Crăciun, poate și anul nou. De obicei sunt cu combinația de roșu și verde, cum e și aceea din sufragerie, însă din aceasta chiar nu n-am mai văzut, mi se pare super, super drăguță. Și cu antracitul ăsta cu griul ușii merge grozav, nu? Și cu accesoriile gri. Da, avem biblioteci. Două biblioteci. Mi-am dorit atât de mult biblioteci, dar voiam ceva. Mie îmi place foarte mult vintage. Eu am o atracție pentru tot ce înseamnă vintage, dar recunosc că nu știu dacă mă simt confortabil acum, în 2023, să-mi fac casa în stil vintage. Aș face dacă aș avea o căsuță sau o cameră de decorat undeva la țară. Dar în apartament din centrul orașului, parcă nu. Așa că am pe aici pe acolo niște elemente. Cumva cu aspect mai vechi, mai vintage. Iar aceste biblioteci cred că punctează un pic și partea de vintage, pentru că mi se pare că ce înseamnă bibliotecile în sine au un aspect mai vechi, dar ce înseamnă sertarele, un element mai nou, zic eu, și faptul că sunt albe, iar pleacă un pic din zona de vintage, dar faptul că au niște elemente lemnoase, dacă vreți, atunci se duc un pic către zona de vintage. Tot pentru că am vorbit de vintage, nu pot să nu vă arăt acest ceas. Îl iubesc. Este un ceas foarte vechi, părinții mei l-au de mult, îl aveau, mă rog, mi l-au dat mie. Mă bucur că încă funcționează, că o perioadă am crezut că nu mai funcționează, e minunat. Televizorul este mai mare decât ce aveam jos, deci e cumpărat acum, nu i-a adus cel de jos. Și este un ambilight, da, acesta cu lumină în spate. Nu știu ce simt despre asta. Nici n-am vrut neapărat, dar a fost opțiunea lui Florin. Eu vă spun sincer că atunci când mă uit la televizor, nu las lumina aia în spate. Mi se pare că mai tare deranjează. Eu aș scoate. Eu îl scot când mă uit la televizor. Nu? Pentru că am impresia că mai bine te uiți așa. Eu îl folosesc pe post de veioză. Ca să știți, ambilight-ul ăsta. Mai avem un birou micuț, destul de îngust și mic pentru mine, aici îmi fac eu treaba, și scaunul, ambele cumpărate din IKEA. Calculatorul este încă în cutie, o să-l pun în curând aici, pentru că l-am tot folosit pe cel vechi și acum l-am comandat, am găsit o mică reducere la Altex pentru calculatorul pe care îl voiam eu, unul alb. Și îl vom pune pe acela în funcțiune, să spun așa, și au rămas și căștile, că n-am pe unde să le pun. Pe ele le-ați văzut cumpărate tot din Altex, le-ați văzut într-un clip trecut. Corpul de iluminat. Uitați-vă un pic. Înțeleg că nu e anyone's cup of tea, înțeleg că nu e pe placul. Așa nu se vede bine. Nu e pe placul oricui, pentru că e tot element vintage, precum bibliotecile și ceasul, dar e ceva de vis pentru mine.
foarte, foarte frumos. Și acesta a luat tot din Dedeman, pentru că v-am spus, am mers odată și am cumpărat toate corpurile de iluminat. Dar referitor la biblioteci, am împărțit cumva cărțile adulți și copii, mă bucur, iar în nicio locuință de până acum noi nu am avut biblioteci și mă bucur nespus că acum am și pot vedea cărțile bine și pot să-mi completez colecțiile. Acesta e și motivul pentru care eu n-am mai cumpărat cărți de ani de zile, pentru că nu aveam unde să le depozitez. Citeam cât citeam, mai răruț, că, în fine, și le dădeam, le mai lăsam pe la anticariat. Da, dragii mei, asta e tot. Voi încheia tot cu mențiunea aia despre covoare, cum s-a întâmplat și în clipul, primul clip postat aici, postat de aici, adică după ce ne-am mutat, după renovare. Vă spuneam că urmează să cumpărăm covoare și să le punem, dar mental nu pot, sunt atât de îngrozită de ce prăfăraie și ce pufuleți de aia se fac în condițiile în care faci curat cu regularitate, încât mă stresează ideea că covoarele vor fi îmbâxite și mai bine mai așteptăm, că zic eu că mare parte din prăfăraia asta este rezultatul renovării. Presupun că încă se depune de pe pereți, e normal. Și un alt aspect aici o să fie brăduțul. Îl așteptăm. Mai e un pic până la Crăciun și noi nu avem brăduț. Și apropo de Crăciun, dragii mei, vă urez sărbători fericite, Crăciun fericit, să aveți parte de acum de Crăciun de căldură, de familia aproape și masă îmbelșugată și clipe din acelea în tihnă. Eu cel puțin după asta tânjesc. Știu că acest clipuleț va fi postat aproape de ajunul Crăciunului. Eu îl filmez duminică pe 17, cred că în 17 suntem, și el va intra vineri pe 22, dacă zic bine. Ok. Vă mulțumesc tare mult că ați urmărit și acest clip. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă urez sărbători fericite și un an nou minunat.